Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, să trecem împreună cu Psica. Bună! Cu Remus. Salut! Cu Luca Covrigu. Salut! Cu Mihai. Salut! Și cu Focaru. Și astăzi, oameni buni, prima lecție de condus a lui Mihai. Așa că bine. Îl vom învăța să conducă trabantul, ceva foarte complicat, pentru că trabantul nu se conduce așa ca orice mașină. Așa că înainte să începem, ia ziceți voi câte like-uri strângem la episodul de azi. Ia ziceți voi așa. 8.000 de like-uri. 8.000 de like-uri, zice pisica, da. 8.000 de like-uri. Câte like-uri? 10.000 de like-uri. 10.000? 12.000 de like-uri. No, 12.000 de like-uri. 12.000 de like-uri, așa? Cine n-a zis? Eu, 13.000 de like-uri. 13.000 de like-uri. Bă, nu mai faci așa. Strici mașina. Ia uite că mi-a stricat portiera. Deci eu zic așa, hai să strângem la episodul de astăzi peste 15.000 de like-uri și vreau ca nimeni să nu-și facă nevoile în această mașină, ok? Da. Pentru că data trecută cineva și-a făcut nevoile și numărul 1 și numărul 2 în autobuzul meu și nu știu, v-am uitat. Nu știu despre cine e vorba. Nu știm despre cine e vorba, Focaru. Nu, autobuzul se aude. Nu știm despre cine e vorba. Geamurile, ok, deci geamurile. Deci, fiate, Mihai, hai să te învăț, da? Stai, vino în dreapta ca să te învăț. Care ești, Mihai? Acum sunt în dreapta, așa. Deci fii atent. E aici să reglezi așa cu ochii așa. Deci uite, vezi? Nu-i băga mâna în ochi. Îi bagă mâna în ochi. Băi, deci stai așa o secundă. Măi, stați așa o secundă să-l învăț pe Mihai cum se conduce. Trebuie să fie în față. Nu, deci... Cine mi-a pus numărul de matriculare? Ce trebuie să stea? Doamne, ferește, cu voi nu mai conduc nici mâine. Păi ce fel de instructor sunt eu? Ok, deci, fiți atenți, da? Lăsați-l pe Mihai să învețe. Gata! Deci, Mihai, uite-te puțin, da? Prima dată trebuie să îți asiguri oglinzile, da? Deci te uiți așa, îți asiguri oglinzile. Mihai, nu oglinda așa trebuie să stea, uite, vezi? Și-o pune spre el. Da, să vezi și uite așa trebuie să stea, uite așa, să te vezi tu, Mihai. Ce-o pune cu oglinda? Care mi-a luat cineva oglinda de afară? Dă-te, Focaru, dă-te că nu văd. Doamne ferește. Focaru, dă-te că nu văd. Hai, sunteți pregătiți? Deci fii atent. Da. Pur și simplu bagi piciorul în accelerație, da? Ia uite. Și te duci, bombă. Bă, uite cum te duci, vezi? Ia uite ce simplu e, vezi? Uite, hai, gata, hai, acum vreau să-l văd pe, vreau să-l văd pe el. Mihai. Înțelegi? Bă. Așa că pun aici frână. Hai. Am oprit motor. Ce? Ia că e pe Oh my god, care a făcut acest bord? Lasă-l pe bord. Cine e ăsta? Luca. Luca. E greșit tot orizontul. A făcut pentru noroc, stai pe Mihai aici. De ce ai făcut un rahat ăsta în mașină la mine? Da, vezi că deschide geamul repede. Stai că deschide geamul, dar stai că de la cu manivelă, trebuie să dai la manivelă. Nu e electric. Gata, deschis. Foaie de capul meu că miroase în mașina asta într-un hal. Deschide geamul. Ce să mai zic aici? Nu că miroase. Nu miroase deloc. Nu că am auzit un a zis că nu miroase. Am auzit un pipilică în mașină. Nu. Wow. Cineva vomită. Ce se întâmplă? Oh my god. Bă, ce faceți aici? Voi sunteți elevi de școală de șoferi sau ce sunteți voi? Da. Așa da. Faceți la școală de șoferi, veniți să vă faceți nevoile mașini la mine? Da. Da? Ia ieși afară, hai. Ieși afară. Nu vreau. Fugi. Bă, ce? Fugi. Nu-i merge mașina. Nu știu să plec pe la priz. Băi, e cam multă nu știi să mergi cu mașina, spate. Nu știi! Dă-te! Fugi cu mașina, că mă urc în portbagaj! Eu semnalizez ca biciclistul! Ia stai, că m-am urcat în portbagaj, merge? Reușit? Nu cred că merge, ia, da? Ia, că se împachetează, am văzut răhățelul pe sub mașină, ia! L-am văzut! Mă bag în portbagaj! Nu știu acu' e! Nu e al meu! Oh. Al tău e ea. Făcut în mașină. Bă, am dat opțiunea să-l mănânc, Doamne ferește. L-am dat foarte aproape de față. Iac. Ok, care e în portbagaj? Care mi-a stricat portbagajul și unde e portbagajul? Dar nu știu unde e portbagajul. Ok, deci Nu știi să conduci? Pune pe Mihai la volan. Vezi că mi-a foc motorul dacă nu mai turizat așa, să știi. Vezi că are 100 de grade.
Explodăm. Ia mă, că vezi că îmi bate volanta, ai grijă. Ia vezi. Face bum. Îl oprește poliția. Hai, așa, bravo, bravo. Ne va trage frate, mă, din spate. Bravo, ia uite-mă că știe să meargă. Ia uite-l, mă, că știe. O, Doamne. Dă-i-a. Elevii mei cresc atât de repede. Ia uite-l, că ne răsturnăm. Ia uite-l. Ok, gata, gata. Stai, acum te învăț lecția următoare, fii atent. Nu pune înapoi capota. Păi trebuie să se răcească motorul. Ok, lasă-l fără capot atunci. Ok, deci, lecția următoare, elev. Așa mai bine, perfect. Lecția următoare, elev. Doamne ferește, am 7 mâini. Hai, intră aici, intră aici. I-am scos motorul. Nu, nu! Nu! Nu asta! Să aibă aia este cele mai bună! Să vezi de mai pornim de aici, Remus! Să aibă aia este cele mai bună! Ce faci Remus acolo? Îi scop bara să se aerisească mai bine! Hai, intră înăuntru! Doamne ferește! Gata, haideți! Hai să vedem dacă mai pornește! Bă, dacă scot motorul, mers! Nu, cum să scoți motorul? Bă! Ia uite! Dar ți-a venit așa, uite! Aveți lumina în mașină, v-am prins lumina! Mamă, mulțumesc mult! Dar ți-a venit așa, pe idee, ți-a venit, hă? Da, da! A, ok, deci fii atent, lecția numărul... Uno, bă, care bă, trage de volan? O să murim! Care trage de volan? Cine a tras de volan? Care? Te-am văzut, ăla din mijloc, care ești? Focaru? Pisica? E... Nu, când mergem la focaru, e focaru. Nu, eu, oh my god, mi-a scos ceasul, nu cred. Ok, deci... Nu avem nevoie de ceas. Hai de bice. Lasă portiera. N-ai ceas la mână. Băi, da, n-ai ceas la mână. Băi, deci eu sunt și un instructor auto și uitați-vă și voi ce-mi fac elevii. Nu vine să cred așa ceva. Da. Uitați-vă. Unul dintre ei îmi suflă în ceapă focarul. Băi, ia uite-te în oglindă retrovizoare. Da, eu stau. Unul îmi scoate oglinzile ca să nu mai pot să conduc. Eu am vrut doar să vă învăț să conduceți. Fii atent că scot motorul. Nu. Să nu cumva. Discoteca. Am luat o piatră. Bă, ai dat în piatra asta, s-a dus tot. Măcar până la prima destinație să ajungem. Băi, casa pântuită în față. Wow. Fiți atenți că voi n-ați văzut casa pântuită niciodată. Ia. Bă, merge cu frâna de mână. Oh my god. Ok, rugați-vă să nu moară motorul până acolo, da? Da. Câte grade are? Mama are 100 de grade. Poate bubuie. Hai să vedem. Nu știu că nu bubuie. Trebuie să scot ușa ca să se audă. Doamne ferește. Să auzi evacuarea, nu? Într-o dinamică mai bună. Ia uite ce mi-a făcut, mi-a aruncat ușile. Bă, am ușa pe parbriz. Nu mai văd pe unde merg. Nu, mă, nu, că trebuie să scot motorul. Nu-ți scoate motorul! Trebuie să scot motorul, frate. Frate, casa pântuită e chiar acolo, nu mai ajungem! Nu mai ajungem, mă! Ia că mi-ai pus ușa pe ceas. Ai scos motorul? Nu l-ai scos. Îți pun mâna la ochi. Nu! Îți pun ușa aici. Îți pun mâna la ochi! Uite, îți pun mâna. Nu e posibil de condus cu voi în mașină. Opa! Bă. Bă, dar trage și tu frâna aia de mână, că mergem cu ea. Gata, las-o așa, nu mai trage de volan. Mai trage de volan, care ești? Nu eu, nu. Focarul, frate. Uite, casa pântuită chiar în față. Nu eu. Cine e ăsta din față? Nu, este spate în dreapta. Care mi trage de volan acum? Uite, sunt cu 10 pe scaunul de șofer. Avem 10 mâini. Ia ce-mi face. Opa, cactus. No, e challenge ăsta, challenge să poți să ajungi la... Uitați-vă câte mâini am pe volan. Cine a picat din mașină? Focaru! Cine a picat din mașină? Focaru! Nu, eu sunt aici. What? Focaru, îți place volanul? Îmi place volanul. Sunteți toți aici, mă? Da. Ok. Când ajungem, scoate motorul să zăracească. E tu, Mihai, că tu ești... Vreau eu cu Mihai! Ia, hai, intrați! Hai, du-te cu Mihai, du-te cu Mihai! Hai, intrați, să vedeți ce tare o să fie! Hai, trei, doi și haide! Hai, trei, doi și haide, să vedeți! Mascați! Mascați! FBI, open up! Băi, un cactus în mijlocul casei! Bă, avem ciocolată! Bă, cine a făcut? Ăla e mic sau e... Ia, că și-a luat armă! Ăsta vine după mine, ăsta vine după mine! Cine vine după tine? Băieți, ăsta e mic și ăla e muștar. E un om care vine după mine. A, este că cred că-l văd. Mi se lăguiește jocul în zona asta, dar da, îl văd, uite-l. Auleu! Bă, mă mănâncă!
Oh my god. Dacă aveți arme, trageți în el, trageți în el dacă aveți arme. Băi, mă mănâncă, sunt doi zombi! Vine doi după mine, vine doi după mine. Ouleu. Băi, dar cu... Stai că-mi fac nevoile, stai că-mi fac nevoile în casă la ăștia. Și eu direct în șemineu mă duc. Ce faci tu, focare? Șemineu! Camere. Unul aici a intrat peste mine în șemineu când îmi făceam nevoile. Ia uite-l după ușă. Stai că eu spăla subsol, păi ce, nu știu unde sunt. Uite, sub scări. Hai de capul meu. Bă, dar vezi că ăștia vorbesc cu noi. Care-i sub scări? Uite, eu sub scări, fac nevoile cu ăsta. Lecția numărul 2 de astăzi. Nu se conduce un autobuz și avem acest autobuz foarte frumos, ia uitați-vă, da, da, ok. Galben, frumos. Haideți să ne aveți grijă la rănăței, că avem... Cineva... Ce? Cineva și-a făcut nevoile aici, chiar la intrare. Bă, alo? E autobuz de la de școală. Păi, da, vă duc la școală, hai. Hai, le... La școala de șoferie. Școala de șoferie, haideți, vă puneți pe scaune sau... Puneți-vă pe scaune, elevi. Haideți pe scaune. Aveți bilet. Ia uite, s-a pus unul peste altul. Nu aveți voie să stați unul peste altul. Mă dau într-o parte așa. Vă rog să vă puneți fiecare pe scaunul său. Stăm pe margine. Nu umbla la oglinda șoferului. Vă puteți pune pe scaune individual? Așa, așa. Cred că e bine acum. Știi ce? Ia stai o secundă. Stai că m-am supărat. Ia că ne dă jos. Remus, la control. Remus. Nu am bilet. Remus, tu. Treci acolo. Treci acolo. Câte degete am aici? Ia vezi, am temperatură. Hai, puneți-vă pe scaune că am pornit. Mă duc la geam, gata. Bă, Remus e aici. Bă, Remus, te-ai pus în față. Oprește, mă, că am pus. Bă, nu vă puneți, bă. Nu vă puneți pe șofer. Bă! Avem doi șoferi. Doi șoferi. Dă-te jos de pe scaunul șoferului. Dă-te jos. Eu ce-ți face? Păi uite, care-i ăla? Nu eu. Nu știu. Nu e. E la care s-a pus cu Remus, dar nu știu cine e. Eu sunt aici, eram de la început. Uite ce se nu, e la care s-a pus peste Remus. Adică? Era unul care era... Bă, răhățel, am doi răhăței pe bord! Aoleu! Ce-i ăsta? A cui e ăsta? Cine l-a făcut? Cine l-a făcut pe ăsta? Ia. Cine l-a făcut? Care l-a făcut pe ăsta? Vă rog să spuneți chiar în acest moment, uitați-l. Ce s-a întâmplat cu autobuzul? A luat foc motorul! Stați o secundă, a luat foc motorul, a luat foc motorul. Ieșiți repede din autobuz! Evacuați! Oh my god, a luat foc! Unde e motorul ca să deschidem? Aici e, stai o secundă. Ce să scoți motorul? Că nu poți să scoți motorul. Mam! Oh my god! E greu! Ai reușit să scoți? Da. Nu roata, bă! Bă, nu roata! Să-l răcim! Răcește motorul, unde e? Asta e? Lăsați pe pă! Ce? Îți faci nevoile pe el? Răciți-l! Pe pă toți, da! Bă, hai să vedem că lăsăm fără răciți-l! Nu că iese fum de aici, stai o secundă aici! Nu iese nimic! Ba da! Ba da, iese! Bă, ăsta e ruginit! A fugit radiatorul! Ăsta e ruginit radiatorul! Trebuie schimbat radiatorul. Oricum nu și-a făcut treaba, că uite-te și tu ce s-a întâmplat aici. Hai, băgați-l acolo și aici. Fără radiator, hai, lasă așa. Fără radiator? Gata, uite, acum e bine. Nu porește motorul. Ia, ce aici? Fără ulei și fără radiator. A, așa se face? Să ridică ăsta ca să vezi motorul? Da. Nu știam. Bă, stai că pun radiatorul gol. Da. Să fie doar ventilator. Dar nu l-ai pune deloc, ce l-ai mai pus? Lasă-mă așa, hai. Hai să mergem. Dar pune și lasă asta ridicată să vedem, poate zboară. Da, exact, hai. Avem aer. În partea asta altă n-avem de asta. Bă, avem și aici, fiți atenți, cineva să bage aici la bagaje, uite. Cineva are și... Hai, chine aici. Gata. Dacă vreau și eu să mă pun. Hai, bă, dar stai mă, cine l-a tras frâna de mână? Nu știu. Gata, am tras eu frâna de mână. Cel mai bun șofer. Cu scroll în jos. Bă, deschide ălea. Așa, gata. A intrat Luca. Gata, ați intrat? Ați intrat acolo? Ia uite, mă. Mihai, gata, Mihai. Am intrat și noi fără ulei. Ia uite. Mergi puțin și după aia deschidem. Nu mai pornește mașina. Că stăm noi aici? Nu mai pornește că ați stricat motorul ăla. Aoleu. Mă duc să-i dau doi pumni.
Dă-i doi pumni, ia vezi. Așa repare. Bă, fiți atenți. Mamă, avem o piață. Ce are, ce are de nu merge? Trebuie să închideți puțin trapa asta la bagaje. Ați P pe oil tank. P, țineți apăsat pe P. Dar nu mai am, nu mai am. Focare. It's gol. Stai, stai că pun eu altceva. Opa. Ai ceva la tine ce poți să pui? Ce-ai pus? Da, nu auzi. Oh my god, nu. Uite, uite. Nu. Pune-l acolo, la ulei. La ulei. Eu uite, uite, pune. Lasă, nu mai pune. Hai că-l pune înapoi. L-am mâncat, să știți. Gata. Gata. Ce-ai făcut? Blocați acolo. Cum l-ai mâncat? Bă! Auleu. Doamne. Ok, am făcut un upgrade la autobuzul ăsta, că celălalt nu prea mai mergea. Bun. Hai, sunt gata? Hai că vă văd în oglindă. Asta-i de la cu, ia uite, cu două. Iar pe... Da, e cu două ăsta. Fiți atenți că pe... Deci pe ăla din spate, ăla din spate am ușile deschise, deci mergem periculos. Mamă, dacă ne trage curentul. Păi poate vă trage curentul, nu știu. Hai că i-am dat boost, i-am dat boost. Hai, ai grijă la borduri. Fiți atenți că avem 140 la oră acum cu el. Ai grijă la pietre că e... Sincer să fiu, nu cred că mai au curba asta, deci o să mergem drept. Mamă. Avem 150 la oră. Hai să facem test euro în cap. Euro în cap, nu facem test euro în cap. Avem 160 la oră ca idee cu autobuzul. Mai de mine. A, o să dezmembreze în curând. Da. Dar se dezmembrează pe autobuzul. Bă, s-a rupt partea din spate. Și deși nu e zăpadă, avem totuși posibilitatea să ne dăm prin deșert. Cu o săniuță, așa că, hai, da. Vă invit aici alături de mine. Hai să vă văd, ia. Dar nu vă puneți toți pe același scaun, că vedeți că aveți trei locuri. Gata. Haide. Haide. Ne ducem, ia uite ce viteză avem. Mamă, ce tare e asta. Așa, uitați-vă. Dă scapul, că nu văd nimic, Remus. Păi unde să mi-l dau, frate? Ia uite, ia uite. Bă, uitați-vă, dacă vreți apăsați pe Q și uitați-vă fiecare în altă parte ca să puteți să așa vedeți. Așa se face. Eu mă uit exact. În altă parte. Și așa puteți să vă uitați, doamne, ce ciudățenie. Da, oameni buni, acesta a fost episodul nostru de azi. Eu nu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți astfel de episoade amuzante și interesante, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!